Bine seara, bine v-am regăsit la Taina Verde a perioadei. Suntem sub influența arborelui cedru până pe data de 23 august. Este un arbore plin de optimism, iar oamenii născuți sub semnul acestui copac sunt de asemenea cu o voie bună, mereu plin de optimism. Sunt oameni cu ambiții foarte mari care își doresc să fie admirați, chiar idolatrizați, aș putea spune. Nu sunt însă persoane egoiste, dimpotrivă, își răsfrâng foarte generos strălucirea lor asupra prietenilor și asupra cunoștințelor, în general asupra tuturor oamenilor cu care interacționează. Așa cum și arborele ca atare, cedrul este un arbore solid și musculos, puternic, așa este și alura oamenilor născuți sub semnul cedrului. O plantă foarte frumoasă, de asemenea și oameni frumoși, deci atât fizic cât și interior, care se adaptează destul de ușor oricăror circunstanțe. Ei visează la lux și la confort, dar pot la fel de bine să doarmă și pe o căpiță de paie, dacă asta este situația și atât au la dispoziție. Au o sănătate foarte bună și ei nu cunosc cuvântul timiditate, se descurcă în orice situație, sunt oameni care deschid drumul, traversează orice obstacol și se impun atunci când este nevoie. Nu înțeleg întotdeauna glumele care se fac pe seama lor, le place de multe ori să se enerveze, poate chiar și numai pentru simplul fapt de a fi în centrul atenției. Sigur, nu toți sunt la fel, există și excepții. Dar, în mare parte, basicul profilului cedru cam acesta spune statistica că este relevant. În aceste zile, tematica Universului este cea a dedicării și a devoțiunii. Care este umbra lor? Îndoiala, inima frântă, inima rănită. Mai precis, acele situații în care ne lăsăm conduși de emoțional și nu putem vedea cu claritate, nu putem discerne ce avem de făcut, nu putem vedea oportunitățile care ne apar în cale și, mai pe românește, nu reușim să ne creăm norocul pe care Universul îl scoate în calea noastră. Se spune că Universul îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, de aceea este necesar să lăsăm emoțiile la o parte, fie ele intense în sensul pozitiv, dar și în sensul celălalt negativ, și să judecăm la rece situațiile pentru a discerne și a avea o viziune clară asupra situațiilor și evenimentelor care apar în viața noastră. Ca să ne oprim tot la animalele simbol, totem, cum le spunem, ale acestor zile, pasărea pe care ne propune Universul este papagalul. Poate pentru că el vorbește mult, uneori, nu uneori, cel mai adesea imită ce aude. Dar poate că e așa ca un megafon, o plașnetă care amplifică sunetele auzite și în felul acesta poate că le și dăm ascultare. Animalul perioadei este porcul. Nu știu exact de ce, probabil că și el se bălăcește mult în noroi, îi face plăcere acest lucru, da? Uite cum ne bălăcim și noi în stări emoționale care ne scot din centrarea și stabilitatea de care avem nevoie. Și ce
Celălalt animal care este specific umbrei perioadei este șarpele piton, cel care printr-o singură mișcare poate și hipnotiza și anihila prada care este acolo în zona lui. În ceea ce privește astrele care ne însoțesc, începând de astăzi, a început un nou ciclu de 72 de zile în care astrele ne conduc rând pe rând în emoții din ce în ce mai profunde, iar planeta Neptun, cea a serafimilor care ne trezesc conștiința la planuri superioare, timp de 8 zile ne va fi alături pentru a ne aduce noi perspective asupra situațiilor din viața noastră, asupra planurilor viitoare pe care dorim să le punem în practică. Și uitați cum acel devotament de care vorbeam mai devreme ne poate aduce acea dedicare, da? Asupra unui, acel focus asupra unui anumit proiect, poate, sau asupra concretizării unei anumite viziuni, dorințe interioare, ne ajută în aceste zile să găsim noi soluții pentru a avansa pe acest drum căruia ne-am dedicat. Fără să ne îndoim, chiar dacă uneori apar opreliști, chiar dacă apar situații neplăcute, chiar dacă apar crize, războaie, pandemii, viața merge mai departe și atâta timp cât respirăm și suntem centrați, suntem luciți, nu intrăm în acel tăvălug al emoțiilor, putem găsi noi perspective. Putem fi creativi și reușim să rezolvăm ceea ce ne-am propus pentru a merge mai departe. Eu vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă rubrică Taina Verde, iar până atunci să faceți cu toții și să facem cu toții alegerile potrivite în acord cu noile perspective pe care Neptunul personal ni-l propune fiecăruia în parte. O seară minunată!